Oază de verdeață într-un oraș sufocat de praf, gaze de eșapament sau industriale, pădurea Strehareț rămâne locul ideal pentru petrecerea timpului liber. Așa s-au gândit mai mulți rătineni care au decis să-și petreacă Paștele în aer liber. Cu familia de mână și prietenii alături, înarmați cu grătare, slătinenii au pornit spre pădure. Grătarele au sfârâit sub greutatea micilor și a cărnii, bucate udate din plin cu vin și bere. De aici până la petrecere, în toată regula, nu a fost decât un pas. Muzica a răsunat în difuzoare și așa a trecut ziua. Și-au strâns grătare și păturile și au pornit spre casă. Ce au lăsat în urmă este însă greu de descris în cuvinte. Oaza de liniște și verdeață s-a transformat într-o singură zi într-un adevărat spațiu de depozitare a gunoiului. Peturi, ambalaje, deșeuri alimentare, pe toate le puteai întâlni astăzi în pădurea Strehareți. Trecerea slătinenilor prin pădurea Strehareți în prima zi de Paște nu putea trece fără să lase urmă. După cum puteți vedea și dumneavoastră, gunoaiele au rămas în urma slătinenilor. Însă, dacă stăm să ne raportăm la anii precedenți, acestea nu sunt în cantitate atât de mare. Condițiile atmosferice se pare că au fost cele care i-au ținut în casă pe slătineni în prima și a doua zi de Paște. Situația nu le este străină nici autorităților. Reprezentanții primăriei Slatina promit că zona va fi igienizată în cel mai scurt timp. De acest lucru se va ocupa societatea de salubritate, dar și noua firmă care se va ocupa de spațiul verde din oraș. Un lucru bun totuși nu poate trece neobservat. Pubelele au rămas la locul lor. De ocupat în ce privește salubrizarea, urmează a cădea în sarcina firmei Salubriz, dar și a firmei care a preluat cele trei activități desfășurate până luna ianuarie, de acel trio de firme care se ocupa de salubrizare, spații verzi, locuri de joacă și fântâni arteziene. Deci aceste două firme în tandem vor avea ca și activitate, printre altele, salubrizarea pădurii Strehareț. Cei care uită de spirit civic trebuie să știe că se pot trezi cu amenzi usturătoare dacă nu-și adună gunoaiele. Sancțiunile pornesc de la 300 de lei și pot ajunge până la 2000 de lei. Și cu toate că vedem zilnic ambalaje aruncate la întâmplare, anul trecut au fost aplicate doar puțin peste 20 de amenzi. Plecând de la simplele ambalaje mici, de mici dimensiuni, aruncate în alte locuri decât în acele coșuri de gunoi stradale, continuând cu deșeuri menajere sau molus rezultat din operațiuni de renovare sau de construire, ajungând până la deșeuri de natură industrială. Amenzile pleacă de la 300 de lei în cazul celor mai primei categorii de deșeuri, ajungând până la 2000 de lei în cazul în care discutăm despre cantități mari de deșeuri sau de cele de proveniență industrială. Un alt loc frecventat de slătineni în această perioadă este și pădurea din zona stației de epurare. De această dată însă locația a fost ocolită. Temperaturile scăzute și precipitațiile din ultimele două zile i-au mai ținut pe slătineni în casă și au salvat pădurile de munții de gunoaie din anii trecuți.